Astra Giurgiu a reușit o victorie zdrobitoare marți seară în partida cu CS Turnul Severin în optimile de final ale Cupei României la fotbal. Chiar și fără Gheorghe Mulțescu pe banca tehnică, jucătorii Astrei s-au impus cu scorul de 5-1, calificându-se astfel în sferturile de final ale Cupei. Giurgiuveni au deschis scorul în minutul 11 al primei reprize, însă oaspeții au egalat în minutul 20, scor la pauză 1-1. În a doua parte a meciului a venit și ploaia de goluri, Astra reușind să înscrie de 4 ori în doar 10 minute. În celelalte partide disputate marți, Petrolul a dispus de FC Brașov cu scorul de 2-0, iar Rapid a împins cu 4-1 Delta Tulcea.